Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a terminat postul în cebrunțile? Da, da. Gata, nebunie, a? Da, și botezuri și tot. Voi... Băi, sunt perioade în viață în care e avalanșă de nunți, după care vine o perioadă cu avalanșă de botezuri și după aia... Ce mai zici? După aia începe parastas. Important e să nu fie toate în viața ta. Asta, parastas. Un aici parastas, mai multe. Parastasuri. Parastase. Prezintă tu subiectul cât caut eu, că na. Eu cred că e parastasuri. Sau parastase. Parastase parcă ar suna mai corect. Nu, parastase. Parastase merge ca titlul de melodie mai degrabă. Parastase, parastase. Parastasuri. Parastase. Ideea era că vorbeam de nunți în dimineața asta și am ajuns la parastas. Sinonime... Și mie mi se pare că am ajuns destul de repede. Da. De la nuntă la parastas. Sinonime panahidă. Dacă ia, nu lasă asta, plural. Lasă, pluralul. Pluralul este substantiv neutru, deci parastase. Sau panahide. Dar am vrea să vă întrebăm ce întâmplări ieșite din comun ați trăit la nunți? Gen furat mireasa și ne mai adus înapoi. S-au fugit mireasa cu cântărețul. Chestii care s-a întâmplat la niște cunoștințe. S-a mai întâmplat, da. Dar nu pe loc, nu pe loc. Adică a fost acolo... A fost un moment în care mireasa a dorit foarte mult să cânte împreună cu cântărețul o anumită piesă, un duet. Și au cântat atât de frumos încât după o lună a plecat cu el. Da, asta e cea mai frecventă, că serios? Se întâmplă cu, da, cu cântărețul la o perioadă după. Sau? Da. Ce înseamnă cel mai frecvent? Adică se mai întâmplă mai și în timpul de... nunții, da. Mai... Serios? Da, doar s-a auzit, nu, hai că nu mă, nu-mi cere detalii acum. Haide, mă, de detalii. Serios, nu. Ai fost tu la nuntă de asta? Nu, dar mi s-a povestit și crede-mă că am încredere. Da, 0372069599. Ce întâmplări memorabile ați avut la vreo nuntă? Nu neapărat de astea, așa, dar poate alea, cine știu. Scăpat tortul miresei pe jos... Genul ăla, nu? Da. Aia se. Scăpat mireasa cu tortul pe jos. Scăpat mireasa la vals, la vreo fentă de-aia. Exact. Știi că oamenii acum au dat astea în ultimii ani, exersează, da, față de ce se făceam noi odată, de dansam un blues de la, acum nu mai poți să te prezinți așa, te faci de băcănie. Se merge la școală, da. Da, mă, și oamenii plătesc câteva cursuri, se duc și învață să danseze și unii care sunt mai ambițioși... Cu figuri. Învață și fel de fente, uh-huh, să o arunce pe fată, de-alea zi, cum era filmul, zi, mă, ăla de... Dirty Dancing. Dirty Dancing. Da, și poate nu... fata. Toate fetele... Mă rog, nici fetele nu se mai mărit acum la 18 anișori, ca să nu zic mai devreme e, cel nu, mai da, multe. Ambițioase. Și asta când fac... Da. În primul rând că nu mai au nici Marcele, pe mine mă prins. Nu știu cum faci, eu vreau să facem scena aia. Da. 0372069599, întâmplări neobișnuite la anunț, să vorbim un pic. Uite, Constantin ne-a sunat. Neața, Constantine. Bună dimineața! Salut! Bună! Sunt Constantin din Piatra Neamț. Așa. Așa. Și am fost la o nuntă, asta, mă rog, era vremea Ceaușescu, atunci da, începeau nunțile mai devreme. La ora 2 am ajuns la 14, am ajuns la nuntă, iar la ora 16 o născut mireasă. Oh, oh! Serios? Dar știa că... No, o surpriză. Că știa că eu, în momentul când am ajuns... Alo? L-am pierdut, ei. L-am pierdut. Nu, s-a întors. Deci e problemă că dă afară. Cum se vede afară? Dar când ați plătit salon, cum se vede? Nu știa, dă afară. Da, afară, ce sabotaj. S-a patru răs cu mireasa. Și în momentul când a venit cu... S-a mai ținut nunta? A început să închiri fiecare. Și pentru mireasa și pentru copil. Bravo. Mamă, ce super program. Super tare asta. Da. 0372069599. Hai să facem niște schimb de poveste. Să facem un pic de schimb de povești. Sunați-ne, avem câteva minute să vorbim despre asta. Vorbim, dacă vrei, și despre ce nu ne place deloc, deloc, la nunți. Întâmplări neobișnuite de la nunți. De la nunți, da. Mulțumim pentru mesaje, avem și telefoane, avem și mesaje audio. Cu ce vrei să începem? Începem cu, uite, cu Vasile. Bună dimineața! Bună, Viața. Vasile! Bună dimineața! Vasile, sunt de la Arad. Bună, Vasile! Salut. Da, eu sunt deloc din Oltenia, din satul Vălân, comuna Plopșorul, județul Gorj. Acum vreo 50 de ani, da, nenea Rilu, nu mai țin minte numele de familie, a arvunit nunta, a comandat tot, lăutari.
A comandat de unde să ia porcul. Acolo era evenime mare, era o cheltuială, făceau investiții, că mesele le construiau în curte undeva. Nu e vorba de nuntă în sat, în comuna Plopșor. Nuntă în sat. Așa. Da, da, da. Cu o lună înainte de fericitul eveniment, mireasa s-a răzgândit. Așa. A mers în satul vecin, a găsit alta care a acceptat. Cu o săptămână înainte de... A acceptat să se căsătorească cu ăsta în ziua de... Ce tare. Păi și pe invitații ce au făcut? Au scris alt nume? Stați, da, nu se făceau invitații atunci. Mergea cu ploșca, cu țuică prin sat. Așa. Da. Cu o săptămână înainte de nuntă s-a răzgândit și asta. Aoleu. Aoleu, dar ce are omul ăla? Ascultați aici, deci în ultima săptămână a găsit a treia, a găsit-o și au trăit fericit până la adânci bătrâneți. Ce tare. Vezi, băi, că nu-i cine se pregătește. Deci a găsit-o în ultima săptămână. Da, absolut adevărat. Asta că era cheltuiala făcută și să nu pierdă bani, a? A, era investiția atunci pe vremea la țară. Comandau lăutarii, porcii, mâncarea, băutura, făceau mesele, nu se făcea cort, că n-aveau, nu era la țară pe vremea. Hai, dragă, nu te măriți cu mine, că am tot aranjat. Da, da, hai odată, acum repede. Deci omul a avut noroc până la urmă în căsătorie, deci e o loterie. Dar fii atent că am, culmea, un mesaj cu o întâmplare, tot că Vasile era din Arad. Cine povestește, o doamnă, Cristina din Brașov, zice că soțul meu este șofer. A plecat cu alt coleg de-ai lui cu autobuzul, cu nuntașii, de la Brașov la Cluj. Șoferul nu știa drumul și au ajuns la Arad. Și când au ajuns la Arad și au dat seama că ceva nu e în regulă, și apoi au plecat spre Cluj, au ajuns când se dădea tortul. Tot e bine, și darul tot atunci. Și apropo de ce a povestit Vasile, ne povestește și Aurel din București că în Teleorman, în comuna Crângeni, cred, că e fără diacritice, a plecat mireasa cu câteva zile înainte și mirele a închiriat o mireasă de la Roșiori de Vede doar pentru nuntă. Deci asta n-a, acum 50 de ani, pe se căsătoreau pe bune. Aici doar a luat-o pentru de petrecere. Probabil că și da. Și pentru party. Eu nu mai pot să anulez. 0372069599. Ce povești, bă, astea sunt cinematografice pe cuvânt. Așa e, da. Constantin, neața. Bună. Bună dimineața. Salut, Constantin. Eu am întâmplare la nunta mea. Iau, așa. De fapt, aș putea așa să iau cu înainte de nuntă, în timpul și după nuntă. Vezi că nu avem decât vreo două minute. Zi. Pregătirile, freza mea n-a ieșit chiar cum trebuia. Și în poze se vede lucrul ăsta pe toate pozele, inclusiv tablou de nuntă. Știți, Ana, cum se făceau pe vremuri cu... Ce n-a ieșit? Ne uitam freza. La tabloule, la pozele și tabloule bunicilor, cam așa am fost. Freza mai ciudată. În fine, în timpul nunții, pe lângă faptul că mi s-a făcut rău, că mi-era foame și n-am apucat să mănânc, așa, la un moment dat am auzit un țipăt și m-am dus, am întrebat ce s-a întâmplat. A, păi nimic. Până am aflat după nuntă că reprezenta se ține, sună știu, Timișoara la Bastion, în Bastionul Terezi, acolo era... Te auzim, semnalul este foarte slab, foarte slab. Dacă poți să vorbești mai tare și să scurtezi povestea, că te auzim foarte slab. Deci e la Bastion, așa? Da? Da, și s-a dus. Poate revine Constantin. Da. Îl avem pe Daniel cu noi. Bună dimineața. Salut, Daniel. Salut, Daniel. Bună dimineața. Eu am să vă povestesc o întâmplare la o nuntă din Iași din 86-87, mai sinistră, aș putea spune. Ok, asta ne place la tare. Restaurantul unui mare hotel din Iași, pe lângă Palatul Culturii. Da. Când s-a început închinatul la miezul nopții, mirele a făcut infarct, a căzut, s-a eliberat toată masa prezidiului, a fost pus pe masă, a anunțat miliție, salvare și așa mai departe. Vai de cât aia. Era o nuntă cu dezlegare care putea să țină până dimineața la ora 6. Ce este aia nuntă cu dezlegare? Păi nu, era în post. A, era în post, a, vezi, păi... Nu, pentru că socru mare, tatăl mirelui Dumnezeu să-l odinească, era șeful securității la Suceava. Ok. Nunta oricum a ținut până la 4 dimineața, dar în liniște și cu vorbi... Păi dacă tot ne-am strâns, hai să... Stai puțin, deci la ce oră a făcut infarct? La miezul nopții. La miezul nopții? De ora 12 când se înceapă închinatul. A fost în 86-87. Și după ce l-au pus pe masă, de ce au mai continuat? Păi era mâncarea caldă. Păi venit procuratura, iar socrul mare era șeful securității la Suceava, venit nu pleacă nimeni, a dat sarmalele. S-a făcut și parastasul, practic. Și acum, repede, vă spun și una vestie, l-au fost coleg la un post de radio din Iași, nuntă, închinatul la ora 10, mesenii nedumeriți 10 la ora 10, la ora 12 și amirile din mână, pupă nuntașii, le spune să consume, să simtă cât se poate de bine, că totul este plătit. Ei aveau avion spre București, din București dimineața aveau avion către Stockholm.
Foarte frumos, bravo. Ce înseamnă închinatul? Spune-ne, da, care e obiceiul ăsta, că noi nu știm despre ce vorbești. Închinatul e când ți-e dă darul nunții. E darul, practic. Ah, ok. S-a luat darul la ora 10 și i-au lăsat pe nuntaș să petreacă până dimineața. Oare de ce îi spune închinat când dai niște bani? Că e de Doamne ajută. Bine, bine. Sau te închin când primești, a? Hai, Doamne, ajută să... Titel, neața. Salut, Titel. Mă salut. Să trăiești. Sunt întâmplare destul de haioasă și spun că... Răpirea unei mirese. Da. Eu am făcut-o, recunosc, eu sunt făptașul. Da. Am răpit mireasa unui prieten la o nuntă prin 92-93 în Brăila. Și ai mai dus-o? Adică ai răpit și... N-ai mai dus-o înapoi? Ba da, de dus am dus-o, nu. Un pic. Am dus-o, dar a trebuit să duc și dovada când am furat-o. Iar dovada a fost o pereche de dreșuri care-i cumpărasem de la recepția hotelului unde am avut și nunta. Dar așa, care erau identici fără miresei. O pereche de ce? Pantof... O pereche de ce ai dus dovada? De dresuri. Dresuri. Am înțeles, preșuri și nu... Niște ciorapi. Ciorapi albi cu buiuțe. Așa. Care erau identici cu ale miresei, care în Brăila nu-i găsiseră miri, că l-au căutat dresuri, le-au găsit la Galații, găsiseră. Aha. Și ce, ai ieșit scandal că ai dat jos ciorapii miresei, sau ce? Poftim? Așa, zi mai departe, că încerc să-mi dau seama unde vrei să ajungi. Și în momentul când am dus dovada mirelui, dar inițial am refuzat să iau dovada și am zis, bă, tu chiar vrei dovadă? Da, vreau dovadă, că ai furat-o. Băi, dacă tu insisti, eu ți-i arăt. Și mi-a dat de însule, doamne, credeți-mă, s-a albit la față. Deci, bine, nu ți-a dat un pumn. Mă dați seama, și mie, și bă, nunta a început să cupocifere, doamne, asta nu s-a măritat bine, deja și-a dat chilos de jos. Aoleu, săraci. Da. Uite, ne povestește George, zice așa, că anulase nunta și solista a fost plătită, iar în ziua în care ar fi trebuit să mă fi însurat, am dat o petrecere de pomină cu 20 de prieteni cu muzică live. Corect. Plătisem 3300 de euro și nu puteam să pierd banii. Zice, culmea, un prieten mi-a dat și dar 200 de euro. Dar tu n-ai fi dat serios. Deci dacă, cum să spun, eu ți-aș fi dat ție. Dacă tu organizai nunta și asta îi te părăsea Oana. Da, și ziceam, haideți, vă facem noi un șpriț 20 de băieți. Dacă nu ți-aduceam și dar să ne simțim bine, corect, să nu știu ce. Da. Cum să nu mă, păi, dar suntem prieteni, la nevoie să cunoaștem. Cea mai tare petrecere de burlași până la urmă. Corect. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.